Cel mai mare eveniment din țară dedicat dansului este așteptat la sfârșitul acestei săptămâni, sâmbătă, pe 26 august, în inima Bucureștiului. Noaptea dansului va aduna pe calea Victoriei, în cadrul proiectului Străzi Deschise, peste 40 de școli de dans, peste 2000 de dansatori, peste 30.000 de bucureșteni și va culmina cu petrecerea Bucureștiul Dansează, Dancing Colors, la ora 22, în foaierul sălii polivalente. I-am invitat alături de noi pe inițiatorii acestui proiect, Daniela Istrate și Dragoș Samoil, pentru a discuta despre această seară specială de sfârșit de vară. Dar ce seară! Bine te-am găsit! Bună seara! Mă bucur foarte tare că ați venit și mulțumim. Felicitări pentru ceea ce faceți! Mulțumim tare mult Dar pentru invitație! Dar de unde? Invitație. Cum e povestea asta cu dansul? Cum a pornit la fiecare? Știu că tu ești instructor de dans? Da, a pornit la mine, ca să zic. Așa? Cu vreo 7-8 ani. Eu predau de 10 ani de zile, predau tango argentinian, am o școală de dans. Și m-am gândit cum să duc experiența și povestea mea de dans dintr-un studio mic, să duc într-un studio mai mare cum e Calea Victoriei, că este un studio... Așa, un studio mai mare cum e. Un studio mai exact. Mare este pasegeata noastră a Bucureștiului, în care oamenii vin și se plimbă și se bucură. Este mai ales în weekend-uri e circulația închisă ce și acolo. Să faci, trebuie este, să... Absolut, nu? Trebuie da, să da. Vii. Este spațiul viu al Bucureștiului, este spațiul care vibrează, la fel cum experiența asta o ai în Italia, cu orașul este antropocentric, e construit în jurul oamenilor. Așa și în weekend orașul devine construit în jurul oamenilor care se întâlnesc, se bucură împreună și petrec împreună. Și am zis, hai să aducem un conținut astfel că oamenii să nu doar să se plimbe, să și danseze unii cu ceilalți. Tu cum te-ai apropiat da. De dans? Mie mi-a plăcut dansul dintotdeauna și îmi place să dansez indiferent de stilul de dans și uite că viața așa cum te poartă ea m-a făcut în așa fel încât să fiu atât de aproape de dans prin intermediul soțului meu și am dansează unit așa... Bine? Dansează bine? Ah, uite, mulțumesc mult! Ai grijă ce spui. Exact. Și uite așa am mai avut... Mai bine decât știe ea. Și decât crede că dansează. Asta e mare lucru. Da, și toată bucuria asta noastră, toată pasiunea asta noastră pentru dans, am pus-o în acest proiect ambițios, amplu. E puiul nostru, ca și să prima zic ediție. Așa. Este prima ediție și totul s-a desfășurat așa într-un ritm rapid. Gândește-te că noi am pus acest proiect pe roate în 4 luni. În 4 luni să pornești de la o idee pe o foaie, știi, să o prezinți autorităților și apoi să înceapă nebunia, organizarea și tot ce înseamnă practic să faci un asemenea eveniment. Și foarte eveniment. Multă lume implicată. Iar aici mulțumim Marcop, care a fost foarte deschis și foarte rezonant la idee și a zis, ok, let's do it din prima, așa, adică nu au stat pe gânduri să ne întâlnim, să facem ședințe, să nu. Foarte deschis. Și am avut o relație foarte bună și de asta vrem să menționăm Marcop, care este o organizație foarte vie și care produce evenimente de calitate pentru București și Institutul Cultural Român, care ne-a oferit suport. Și... lucrurile s-au coagulat foarte repede, pentru că eu cred că energia asta era stagnantă, cred că era nevoie de așa ceva, a fost nevoie doar de o anumită temperatură a intenției și a entuziasmului ca să facă lucrurile să se coaguleze între mai multe instituții, între școli de dans. Și era nevoie de voi să veniți cu ideea, în primul rând, nu? Da, și hai să zicem că s-o împingem idei, de la spate. Da, idei exact. Poate au mulți idei, știi? Ideea este cineva să o pornească. Și am zis, am luat frâiele în mâină, știi, și am zis, o facem acum, anul acesta, o facem, nu mai stăm pe gânduri. Pentru că noi vorbeam de foarte mult timp de această idee, de sunt mulți, ăsta, mulți da. Ani de când noi vorbim despre asta. Deci voi vorbeați despre asta, dar acum ea a zis... Ea era acolo, știi? Doar că acum s-a și concretizat. Probabil că și perioada asta prin care am trecut, în care noi am putut apropia unii de ceilalți, v-a făcut să ziceți, dom'le, hai acum, pentru da, că acum se poate. Simte, se simte dorința asta de apropiere. Da, știi? Am tânjit atâta timp, în timpul pandemiei, de contactul acesta. Am stat prea mult timp separați. Oamenii și... n-au putut să danseze, exact, până la urmă, da, despre asta vorbim, despre dans. Parcă nu știi că erau petreceri la care nu se dansa, toată lumea stătea pe Noi am pe avut scăunel. Un botez da. În familie, în perioada pandemiei, și nu avem voie să dansăm, adică era regula aceea. Adică am stat la terasă frumos, fiecare la măsuța lui și cam asta a fost, adică... Așa a fost e. Atunci, da. Din fericire, lucrurile s-au schimbat în bine, bine și uite că acum schimbat. Putem să ieșim pe calea Victoriei. La ce oră? De la ora 18 dăm drumul. Așa, sâmbătă. Sâmbătă, pe 26 august. Dar mă interesează unde se întâmplă lucrurile astea. Nu știu, cum vreți, vorbim despre locurile în care se întâmplă sau vorbim despre cele 3 segmente și cum facem? E mai simplu dacă luăm așa pe locuri. O să începem cu locurile. Da. Hai cu locurile. Deci există o hartă a evenimentului. Bun. Există, unde poate fi ea văzută de cei care pe vor site-ul să Noaptea
dansului. Perfect. Acolo este, și o să enumerez un pic și în conjuncție cu stilurile de dans. Deci așa. O să fie primul hotspot, o să fie la Cercul Militar Național, acolo în față. Acolo o să fie zona dedicată tangului argentinian, dans contemporan și baletului. Deci o să avem mai multe inițiative din zona asta. Zona următoare, care este la Monumentul Revoluției și care este spațiul cel mai larg, este pentru dedicat comunității latino, care este cea mai consistentă ca și efervescență, ca și activitate, adică salsa, kizomba, bachata, tot ce înseamnă zona asta de dans vibrant, ritmat, latino-american. Urmând ca apoi să avem o zonă în fața la Radisson, unde vom avea... Nu, zicem, în fața unui hotel de pe Calea Victoriei, în fața unui hotel din... Exact. Lumea va trece oricum pe acolo și va vedea unde. Ok. Acolo se vor întâmpla dansuri din zona asta, street dance, zumba, shuffle dance, mai energice, mai, să spunem, mai noi. Pe urmă o să avem în față la Palace Casino, tot așa, în față la Grădina Monteoro, la fel o coagulare a unor școli de dans din zona latino, salsa, bachata, afro-cuban. Pe urmă o să avem dansuri în zona Muzeului George Enescu, unde o să avem dansuri etnice, o să avem dansuri populare românești, o să avem dansuri grecești. Acolo e chiar pe Calea Victoriei, da, nu există nicio piață, nu există nimic. Dansuri indiene și... dansuri grecești, și dansuri irlandeze. Și dansuri irlandeze, da. Dar vreau să vă întreb ceva, iertați-mă că vă întrerup. Cât de complicat a fost, bun, patru luni, dar nu e vorba numai de 4 luni, e vorba de toate discuțiile pe care trebuie să le fi avut ca să aduceți la oaltă toți dansatorii. Câți dansatori? 2000? 2000 sunt dansatorii care gravitează în jurul școlilor de dans, sunt dansatori amatori. Așa. Performer vor fi 100 și ceva de dansatori, 200, care vor performa, pentru că evenimentul ăsta este un melanj de performance, de artă stradală. Adică vor fi scurte performanțuri de 3-5 minute, însă noi vrem prin evenimentul ăsta să spargem bariera între spectator și protagonist. După fiecare performance, dansatorii vor îmbrățișa publicul de-a dreptul și îi vor invita la dans. Deci adică va fi un schimb de rol, va fi un eveniment foarte viu în care nu există scenă, nu există doar privitori și performeri, se că vor sparge limitele. Ideea. Deci nu este ideea ca tu să fii acolo să te uiți. Să mă duc și să văd un spectacol. Nu, trebuie să dansezi. Nu. Să fac parte din acel spectacol. Va fi foarte dinamic și pulsional, adică se dansează un dans demonstrativ, pe urmă se invită oamenii la dans, să facem o mișcare, două și un pas împreună dacă îl faci. Senzația de a fi împreună cu cineva, o senzație magică și asta e magia dansului, să trăiești împreună cu cineva, un pas, o respirație, o atingere. Am o întrebare din regie. Da. Trebuie o ținută specială? Nu. Veniți cât de comod puteți să îmbrăcați. Dar voi credeți, credeți că oamenii vor intra în jocul ăsta sau vor sta pe margine un pic reticenți și vor zice... Uite, hai să spun așa, apropo de asta, făceam niște probe de sunet pe Calea Victoriei, să vedem, apropo de cum se propagă sunetul, ce ne trebuie, ce să aducem. Și doar că am dat drumul la boxă să pleiem o piesă ca să vedem... Lumea s-a oprit. În 3 secunde. Și așteptau ceva, așteptau să se întâmple ceva. Unii și începuseră să danseze. M-am oprit, le-am spus despre ce este vorba. Au făcut ochii mari și au spus: da, venim. Oamenii au nevoie de așa ceva. Și gândește-te la dinamica de la petreceri, să zicem, sau de la concerte. Dacă te uiți așa în jur, o să vezi că oamenii sunt acolo rezervați, ar vrea să danseze, dar așteaptă pe cineva să dea tonul, știi? Iar aici intervenim noi, pentru că noi suntem profesori, suntem facilitatori de dans. Asta înseamnă că noi avem metodă, adică sunt sute de profesori și performeri care sunt facilitatori de dans. Asta înseamnă că iau un civil și așa ca prin magie, prin atingere și prin conectare la muzică, în 2 minute poți să transformi un civil într-un dansator. Și voi ce faceți? Treceți din punct în punct, așa vă duceți? O să fim peste tot. Noi o să fim ca și organizatori, dar în același timp o să am și eu momentul meu de dans, de tango și a organiza atmosfera. La Cercul Militar Național. La Cercul Militar Național. Dar spunem, durează în teorie de la 6:30 până la cât? De la 6. Până în jur de... Cât dansează lumea? 8:30, 20, 45, până când se întunecă. A, deci vreo 3 ore de dans pe Calea Victoriei, fără probleme. Da. Bun, după însă, terminați pe la 9 fără ceva, dar ne nu opriți. Acasă, ne pregătim frumos, așa, ne aranjăm. Pentru că la ora 10 seara, după cum spuneam în prezentare, mergem la party. Cine merge la party? Toți. Toată lumea merge la party? Câți intră, nu chiar toți. Intră, da. Avem și noi acolo o capacitate. E un foyer cu o capacitate destul de generoasă, undeva la 500-700 de persoane pot să intre și va fi o petrecere care va combina
ritmurile latine cu all-time best dance hits, adică va fi un fusion de dans și vom dansa toate stilurile, adică e un party dance oriented. Eu sunt convins că n-a început prima ediție, dar deja voi aveți acolo hârtia. Îți dai seama că deja ne gândim, hârtiei de anul ăsta ați început să puneți deja, cu liniuță de la capăt. Deja am început să vorbim și ne gândim cum să-l facem și la anul. Și o să fie și mai și, nu? Și o să fie și mai și vrem să-l îmbogățim, că avem deja idei cu ce să-l îmbogățim și vrem să-l creștem de la an la an și să atragem și comunități din alte orașe din România și ne bucurăm, de exemplu, că avem ansambluri de exemplu, sau școli care ne-au sunat, uite, din Constanța sau chiar din Câmpul Mușcel și ne-au spus că vor să participe și viitoare. Bineînțeles că vor fi, nu, vor fi aici, deja vor fi, da, deja vor fi. Păi ce să vă zic, eu vă mulțumesc foarte mult că ați venit, eu vă felicit pentru inițiativa mulțumim asta și noi pentru invitație. Vreau să ne vedem pe Calea Victoriei pentru că acolo locuiesc. Da, și atunci... suntem vecini. Da, exact. E petrecerea la noi acasă, cum se zice. Mulțumesc foarte mult și ne vedem sâmbătă la dans. Ne vedem toată lumea, cu toată lumea vă așteptăm.